Bun găsit la o nouă ediție a emisiunii Dr. Ensien. Astăzi am venit la stomatolog. Bine v-am regăsit! Bine ați revenit! Pentru a povesti puțin despre anatomia orală, despre dințișori. Când apar, cum apar, când se schimbă. Doamna doctor, spuneți-mi, vă rog, care sunt de obicei, pentru că există întotdeauna și excepții, dinții care ies primii la copii? La copilaș, primii dințișori care apar sunt incisivii și de cele mai multe ori apar cei de jos. Primii incisivi, incisivii centrali, sunt primii dințișori care apar, cei doi din mijloc. Ulterior, apar și cei de sus, cei patru incisivi. Și asta este prima perioadă de erupție, erupția incisivilor. Apoi, cam la ce vârstă? În jurul vârstei de 6 luni. Apar dințișorii aceștia și aproape concomitent încep și primele măseluțe. Copilașii au 20 de dințișori doar, deci la copii față de adulți ne lipsesc premolarii și măselele de minte, apar oricum ulterior. Acestea sunt ca și număr în plus față de cei de la copilași, cei de lapte. În momentul în care încep să se schimbe dinții, se schimbă cam în aceeași ordine? Ca și erupția dințișorilor de lapte. Aproximativ, da. Cu aproximație, da. Pentru că organismul are tendința să compenseze și dacă nu se schimbă exact în aceeași ordine, este doar pentru a permite, sunt unii dințișori definitiv mai înguști, alții mai lați, doar ca pentru a permite aranjamentul lor pe arcadă. Dar relativ, erup și la dinții permanenți și la copii, erup cam în aceeași ordine, incisivi, apoi erupă premolar, canini și apoi molarii de 12 ani. În jurul vorbim despre molarii de 6 ani care sunt primii dințișori definitiv, care apar de cele mai multe ori și de ei trebuie să avem grijă, să-i sigilăm. Exact de asta vreau să vă întreb. Sunt măseluțe, molarii care apar la 6 ani, părinții nu întotdeauna sunt foarte atenți cu ei și aceștia se cariază de obicei primii. Da, pentru că avem nevoie de informare. De aceea, în jurul vârstei de 6 ani, dacă până atunci, din nefericire, nu a fost să aducă copilul la un cabinet stomatologic sau nu a avut parte de informare, atunci este strict necesar să vină la un control. În jurul vârstei de 6 ani ne cresc primele măseluțe și acelea, de foarte multe ori, părinții le confundă cu măsele de lapte pentru că sunt concomitent cu dințișorii de lapte și încep și se cariază și vin copilași de foarte multe ori, din păcate, cu căriuțe la nivelul acestor măsele în loc să ajungem să le sigilăm. De aceea invit fiecare părinte care are copil ca în jurul vârstei de 6 ani să facă un control stomatologic. Asta dacă nu au făcut de la primul dințișor. Dacă nu au făcut de la primul dințișor, primul control, am zis că se face la vârsta de 6 luni, atunci crește primul dinte pentru instructaj. Asta pentru instructaj de igienă, de dietă. Ulterior începem de la 2-3 ani să ne familiarizăm cu copilul, să-l așezăm pe scaun, să prezentăm aparatură, manopere. Am avut surpriza să constatăm de-a lungul emisiunilor noastre că foarte multe persoane, adulte inclusiv, nu știu să se spele corect pe dinți. Cum le putem explica copiilor frumos exact cum se face periajul, astfel încât și adultul ulterior să-și îngrijească dinții ca la carte? Ne folosim foarte des de genul acesta de modele. Sunt modele experimentale cu care mult mai ușor putem să exemplificăm care este metoda. Cea mai simplă regulă și pe care ar trebui să o respectăm este ca periajul să se facă de la roz la alb, adică de la gingii spre dinte. Asta este regula de bază și o altă regulă foarte importantă este ca periajul să fie făcut pe toate fețele dentare, nu doar pe dinții care se văd, că avem tendința, chiar și noi adulții, să periem zona frontală, acolo ne vede lumea, acolo ne periem intens. Și măselele și fețele interioare trebuie periate la fel de bine. Sunt tot ale noastre. Oare puteți să ne arătați foarte, foarte pe scurt cum ar trebui să decurgă un periaj? Da. Ceea ce vă voi experimenta este o tehnică BAS, așa se numește ca și tehnică. Sunt mișcări prima dată, ușoare mișcări de masaj la nivelul cervical, adică între gingie și dințișor, fără a mișca peria efectiv, doar a
face o vibrare și ulterior, după ce facem aceasta pe acel grup de dinți pe care îi cuprinde peria, face mișcări de rulaj de la roz la alb, precum am spus. Câte? Preferabil între 5-10 rulaje dintre acestea pe fiecare grup, apoi ne mutăm în lateral, facem exact același gen de mișcări, ajungând pe toate suprafețele vestibulare, așa se numesc, suprafețele dinspre buze, obraj. Facem același lucru și pe dinții de jos și ulterior avem mare grijă să periem fețele interioare. Aceleași mișcări, mișcări verticale. Deci aceste mișcări de la roz la alb sunt mișcări verticale de curățare, foarte important, și fețele interioare, unde nu ne încap pe periuța orizontal, o ținem vertical, dar mișcările rămân tot verticale. Bun, și să nu uităm de măsele, aici facem mișcări circulare, în care periem suprafețele acelea anfractoase, suprafețele cu multe șanțuri, unde apar prima dată căriuțele. De la ce vârstă le putem da copiilor periuțe electrice? Periuțele electrice sunt exact la fel ca și periuțele manuale. Nu există neapărat o preferință. Bineînțeles că e ușor mai dificil de acceptat o periuță electrică pentru că face zgomot, vibrează și atunci poate că mai bine pentru copilașii după 4 ani. Pentru copiii mai mici, preferabil periuțe manuale, pentru că încercăm, de foarte multe ori copiii nu o să aibă o metodă corectă de a se peria. Important este să îi învățăm cu gestul, cu obiceiul de a se peria. Important asta pentru început și ulterior, pe măsură ce crește, să-și dezvolte tot mai bună și mai bună tehnică de periaj. De la ce vârstă ar trebui să introducem ața dentară și apa de gură la copii? Cât mai precoce. Dacă se poate, din momentul în care încep să apară primii dinți, ar fi foarte bine. Deci, din momentul în care avem doi dinți, putem să introducem ața dentară. Pentru că doi dinți înseamnă un spațiu interdentar, înseamnă o zonă de igienizat pentru ață dentară sau periuță interdentară. În cazul copiilor nu facem referire la periuță interdentare, doar la ață. Sunt ațe dentare speciale pentru copii mici și de când ne apar primii doi dinți, putem să o folosim. Iar apa de gură, trebuie să fim foarte atenți, la fel la pasta de dinți cât și la apa de gură, să nu conțină flor foarte mult. Pentru copii trebuie să avem grijă la acest risc sau această expunere excesivă la flor, pentru că știm, florul ajută foarte mult la protecția față de carie, dar în același timp ne poate face putem să ajungem să riscăm să facem floroză dacă facem excese și atunci încercăm pentru copii să nu facem abuz de flor, ci să avem paste de dinți sau ape de gură cu un flor maxim de 1000 de părți per milion. Avem aici un tânăr pacient care ne va arăta și el cum se spală pe dinți. Așa este. Cezar, te invităm să ne arăți cum știi tu să te speli pe dințișori. Care este regula? De unde, pe unde ne spălăm pe dinți? De la? Din sus jos, din sus jos. De la roz la alb. Foarte bine. Felicitări, mișcări verticale. Pe câte fețe ne spălăm pe dințișori? Două. Pe două? Și cele din interior le spălăm bine? Ai da. Grijă? Așa, să te ajutăm, deschide dințișorii. Îi mulțumim lui Cezar pentru că ne-a ajutat. Mulțumim, Cezar! Cu plăcere! Îi mulțumim și doamnei dr. Loredana Prigoană pentru că ne-a primit astăzi în cabinetul dânsei. Cu mare drag, vă mai invităm și cu alte ocazii. Știu că aveți și o ofertă specială luna aceasta pentru copii. Așa este, fiind luna iunie, luna copiilor, avem o ofertă la cabinet. Invităm un număr cât mai mare copii să beneficieze de această ofertă. Este vorba de o consultație gratuită, un periaj gratuit ca să le spălăm dințișorii, să le arătăm cum trebuie să se efectueze un periaj corect și de ce nu, dacă sunt copii care au nevoie de sigilare, avem și o sigilare la ofertă de 50% reducere. Perfect, frumos cadou pentru copii. Da. Iar noi, dragi telespectatori, să ne revedem sănătoși!